Există 6 cazuri distincte de formare a imaginilor în oglinzile concave. Cazul întâi, obiectul se găsește practic la infinit. În acest caz, razele vin paralele între ele și se concentrează în focar. Deci imaginea este reală, foarte mică și se găsește în focar. Cazul al doilea, obiectul se găsește dincolo, față de oglindă, de centru. Alegem o rază care pleacă din vârful obiectului paralel cu axa optică, ea se reflectă prin focar. O altă rază care ajunge la oglindă prin focar se reflectă paralel cu axa optică. După cum vedeți, imaginea este reală, răsturnată, micșorată și se găsește între focar și centru. Cazul al treilea, obiectul se găsește în centru. Folosim aceleași raze ca în cazul al doilea, una care vine paralel cu axa optică și se reflectă prin focar și una care trece prin focar și se reflectă paralel cu axa optică. Observăm că imaginea este reală, răsturnată, egală cu obiectul și se găsește în centru. Cazul al patrulea, obiectul se găsește între focar și centru. Aceleași raze pe care le-am folosit până acum ne arată că în acest caz imaginea este reală, răsturnată, mărită și se găsește dincolo de centru. Cazul al cincilea, obiectul se găsește în focar. În acest caz putem alege o rază paralelă cu axa optică principală, ea se reflectă prin focar și una care vine din direcția centrului, deci cade normal pe oglindă și se reflectă pe același drum. Razele reflectate sunt paralele în acest caz, deci imaginea se găsește la infinit și este infinit de mare. N-are sens să ne întrebăm dacă este reală sau virtuală, deoarece o putem considera la minus infinit în fața oglinzii și atunci ar fi reală, sau la plus infinit în spatele oglinzii și atunci ar fi virtuală. Cazul al șaselea, obiectul se găsește între oglindă și focar. Folosind aceleași raze pe care le-am folosit în cazul precedent, observăm că acum razele reflectate sunt divergente, deci se întâlnesc prelungirile lor, imaginea fiind în spatele oglinzii, virtuală, dreaptă și mărită. În această animație puteți vedea cum se mișcă imaginea când obiectul se apropie de oglindă. În cazul oglinzilor convexe avem un singur caz de formare a imaginilor, deoarece aceste oglinzi pot da doar imagini virtuale, indiferent unde se găsește obiectul. Ducem o rază paralel cu axa optică, ea se reflectă pe direcția dată de punctul de incidență și focar. A doua rază poate fi una care se propagă spre centrul oglinzii, deci cade normal pe oglindă și se reflectă pe același drum. Prelungirile razelor reflectate ne arată unde se formează imaginea vârfului obiectului și observăm că imaginea este virtuală, dreaptă, micșorată și se găsește în spatele oglinzii.